Ca o noutate pentru localnici, dar și pentru membrii Consiliului Local, ședința extraordinară se va ține într-o altă locație decât cea de până acum. Din dorința de a participa cât mai mulți locuitori ce își pot exprima doleanțele sau nemulțumirile, edilul Ion Georgescu a decis ca ședința să se desfășoare în diferite zone ale orașului. Am hotărât ca una din ședințele de Consiliul Local, într-un trimestru, să o ținem într-o altă locație, să mergem mai aproape noi de cetățeni ca și transparență. Și îmi doresc o mai mare participare a cetățeanului, îmi doresc o legătură cât mai bună cu cetățeanul, să-mi fie un partener bun, în care să-mi dea cele mai bune idei pentru comunitatea noastră, pentru a face în anul 2013 lucrări, știu eu, activități, acțiuni, de așa manieră încât dumnealor să participe în nouă cât mai mare. Așadar, toți cei care vor să ia parte la discuțiile din cadrul ședinței, dar mai ales să-și exprime punctul de vedere cu privire la subiectele dezbătute, sunt așteptați mâine începând cu ora 17 la Liceul Teoretic Iulia Zanfirescu.